Bună ziua, îl avem în fața noastră pe Alex Neagu. Neagu, te rog frumos dacă poți să ne spui, după primele 10 zile petrecute în cantonament, o impresie despre antrenamente și meciurile jucate până acum. Bună ziua, eu cred că ne-am descurcat destul de bine, atât la antrenamente cât și la meciuri. Totodată avem un parcurs pozitiv în amicale și asta ne bucură. Cât de greu este să stai departe de casă atâtea zile? Este destul de greu, dar totodată asta am făcut de mic și cred că deja a devenit o obișnuință. De unde îți găsești puterea să continui atunci când simți că nu mai poți? În fotbal, ca și în viață, intervin lucruri care trebuie să le schimbi și trebuie să muncești zi de zi ca să treci peste. Dacă n-ai fi făcut fotbal, ce ți-ar fi plăcut să faci altceva? Nu știu dacă mi-aș fi văzut viața fără fotbal, sincer. Așa cum e ea, cu bunicurele, da. Asta... Bun, spune-ne, te rog, ultimă întrebare, un mesaj pentru suporteri care ne urmăresc zi de zi și ne susțin. Le mulțumim că sunt alături de noi și așteptăm un număr cât mai mare să fie și la ora primei etape. Neagu, Alex, mulțumim, baftă mult! Zi bună!